balanță și ascendent balanță. Mercur a intrat în zodia voastră, vine cu idei, vine cu gânduri, vine cu soluții la problemele pe care le aveți, adică vă aduce, cum să-i spun, efervescență, dacă vreți, mentală, vă stimulează practic mental. Voi vorbi despre voi mai mult decât de obicei, oricum veți vorbi, veți socializa, veți dori să interacționați cu oamenii mai mult, însă țineți cont că Mercur va și retrograda. Și va retrograda în zodia voastră și va trece pe gradele de acum, prin urmare cam ce decizii luați acum, ce negocieri faceți, ce discuții purtați, ce... La ce concluzie ajungeți acum, s-ar putea să nu fie definitive, pentru că pe retrogradare se vor reevalua. Acum avem o poziție asta cu Jupiter, care poate fi deranjantă, puțin tensionată. Jupiter se află în sectorul relațiilor voastre, în berbec, și cumva poate să ducă tensiuni și agitație în relații, da? Ca și cum, nu știu, nu aveți senzația că vorbiți singuri, că celălalt nu vă ascultă, că nu vă ia în calcul ideile, că vă ignoră, că nu e atent, sau din contră vine celălalt cu informație doldora și voi stați că trebuie să o analizați, nu puteți să luați așa de bun tot ce auziți. Bine, chiar e bine să nu luați de bun tot ce auziți, mai ales dacă aveți de semnat contracte sau de făcut negocieri, să fiți atenți, să nu fiți păcăliți de ceilalți, duși cu zăhărelul, și bine ar fi nici voi să nu faceți promisiuni mărețe și nici să nu credeți în promisiunile mărețe pe care vi le fac alții. Adică totul trebuie să fie cumva cumpătat între voi, ce gândiți voi și ce vă doriți voi și ce idee aveți voi și ceea ce vor ceilalți și dorința lor de a face, nu știu, ceva. Trebuie cumva să existe un echilibru între voi și ceilalți. Că dacă nu există echilibrul ăsta, adică voi trebuie să ascultați, să și vorbiți, să nu se încline balanța așa. Nu doar să ascultați sau nu doar să vorbiți voi. Sau invers. Pentru că altfel pot să apară aceste conflicte, tensiuni pe care le aduce orice opoziție, aduce tensiuni, să știți. Pe de altă parte, avem un Marte în sectorul 9. Marte este guvernatorul vostru de relații, că e guvernator de berbec. Se află într-un sector al călătoriilor, care este și un sector al studiilor, care vă poate ajuta sau susține din poziția asta să mai învățați lucruri noi, să faceți niște progrese în, nu știu, cu un curs, să vă înscrieți la un curs, să mergeți într-o călătorie. Chiar o perioadă foarte bună pentru mulți nativi să meargă cu partenerul într-o călătorie, chiar și peste hotare. Și dacă vă duceți singuri, șansa de a cunoaște pe cineva acolo care să vă atragă, adică gen o persoană de altă naționalitate, de altă cultură, este foarte mare. Dacă vă duceți la un curs, vă puteți fi atrași de un profesor, de un mentor, de o persoană care clar are mult mai multă înțelepciune decât voi și vă atrage. Dacă aveți o relație la distanță, e un aspect bun, foarte bun săptămâna asta să vă reuniți. Cam astea sunt aspectele importante. Voi clar trebuie să aveți grijă cu Mercur în zodia voastră, la tot ce promiteți, la tot ce vorbiți, pentru că dacă n-ar fi retrogradat, nu ar fi fost acest risc, dar retrogradând Mercur în zodia voastră din 10 septembrie, poate întoarce totul invers. Deci cam tot ce decideți, tot ce negociați, se poate răstălmăci. Cam astea sunt, să știți, aspectele. Se apropie, da, se apropie. Nu vor forma careu perfect la grad perfect, dar oricum e un grad jumate între Saturn și Uranus. Iar Saturn se află în casa copiilor, în casa creativității voastre, în casa iubirii, a modului în care vă exprimați afecțiunea. Saturn vă învață și vă cere să vă exprimați afecțiunea, să învățați să o faceți de altfel, să învățați. El poate a adus și unele probleme, să le spun așa, în relațiile cu copiii, sau poate copiii au avut probleme, sau poate neînțelegeri, sau neputința de a iubi, neputința de a fi fericit, de a te simți bine acolo unde ești în momentul ăsta în viața ta.
zona asta sentimentală, Saturn a venit și a pus obstacole, acolo au pus bariere, iar care ăsta cu Uranus poate reactiva din nou o serie de, să le spunem, nemulțumiri. Mai sunt și nativi balanță care cu Mercur în zodia lor, clar, pe lângă activitățile intelectuale și activitățile creative sunt bine susținute. Iar Saturnul ăsta pe care o acum poate zice, poate, vă poate face să vă simțiți că nu vă vin ideile. Vreți să scrieți o poezie și nu vă vine rima. Cam asta face. Dar una peste alta și în principiu și la modul general, este o săptămână destul de bună pentru voi, în care dacă nu vă certați cu partenerul și nu aruncați, rupeți contracte profesionale de colaborare, ar putea fi chiar profitabil și chiar ar putea să vină ceva în plus din partea celorlalți. De la idei, sfaturi până la propuneri de colaborare sau, uite, vă propune partenerul să plecați într-o călătorie.